O fată de doar 10 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce mama ei a făcut dezinsecție în casă cu o substanță periculoasă pentru a scăpa de purici. Imediat copilul a început să se simtă rău, iar părinții au sunat la 112. Vali Popovici este în direct cu noi cu toate informațiile despre acest subiect. Bun găsit, Vali! Bine te-am găsit. Întâmplarea a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21, când la 112 femeia respectivă a sunat disperată cerând ajutorul pentru fetița ei. Este vorba despre o fetiță din localitatea Sadova, din Caraș-Severin. În cursul zilei, femeia care are 3 copii, fata de 10 ani, încă un băiat de aproximativ 12 ani și încă o fetiță de 15 ani, a făcut curățenie generală și, printre altele, a stropit prin casă și hainele le-a stropit cu o soluție specială foarte puternică pentru combaterea puricilor. Cert este că fetiței s-a făcut rău. Și, așa cum spuneam, a fost transportată de către un echipaj MURD la spitalul din Caransebeș, unde, văzându-se starea ei, a fost trimisă automat la Timișoara, la spitalul de copii lui Surcanu, unde se află și în acest moment internată la secția de reanimare. Medicii de acolo caută un medicament special care se aplică în asemenea cazuri pentru dezintoxicația fetei. Celălalt băiat a început și el, băiatul mijlociu, aș putea spune, a început să se simtă și el rău în cursul dimineții de ieri, a fost transportat la spitalul din Caransebeș, la spitalul municipal, unde a fost internat la secția de pediatrie, s-a făcut tratamentul adecvat și mai înainte am vorbit cu doctorul Singh de acolo, mi-a spus că băiatul va fi externat în cursul zilei de astăzi într-o stare ameliorată, chiar bună, aș putea spune. În acest moment, poliția a început cercetările pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat acolo. Cercetările sunt conduse de către un procuror din cadrul judecătoriei Caransebeș. Pe firul întâmplării au intrat și cei de la Protecția Copilului pentru a stabili ce s-a întâmplat. Din ce am vorbit noi cu vecinii până în acest moment, copiii sunt foarte bine întreținuți, este vorba de o familie unită, deci nu s-ar pune problema ca cei mici să fi fost nesupravegheați. Voi reveni cu amănunte în funcție de ceea ce se întâmplă. Mulțumesc pentru atenție! Vali, mulțumim!